Ioana și Constantin Petre trăiesc de când se știu în comuna Scoarța. Nu au avut copii, iar acum la bătrânețe se îngrijesc singuri. Sunt oameni fără carte, care nu s-au putut angaja niciodată. Nu aveți niciun venit? Nu, de unde de venit? Și ăsta, dacă nu făceam la Suprem, nu aveam nici mai sprijin, nici pentru ea, că se aibă să cu ce trăim. E greu. Mai greu de așa, adică nu o să fie niciodată. Și nu o să fie, mă rup, poate. Femeia și-a pierdut piciorul drept într-un cumplit accident care, ca o compensație a sorții, le-a adus celor doi bătrâni singurul venit. Cum să mă mai descurc eu, că nu pot să merg deloc. Am fost de trei ori la spital. Nu mai pot deloc. Mă târâs și așa mai aveam putere în mine, mai una, mai alta, dar acum nu mai am nimic pe mine. Nu mai pot. Nu au avut curent electric niciodată. Acum câțiva ani, un vecin i-a acordat la gospodărie. După un timp însă, bărbatul n-a mai putut susține financiar toate costurile și a întrerupt legătura electrică. Eu zic că e un lucru foarte bun. Primăria a făcut ceva bun. Angajații primăriei Scoarța au aflat și ei despre povestea familiei Petre și au decis să le deschidă pe banii lor partida la furnizorul de electricitate. Am constatat că, într-adevăr, locuiesc în condiții nu grele, foarte grele, cu noroi prin curte, fără lumină, fără apă. S-a adunat o colecție bunicică pentru această familie care are niște probleme deosebite, o casă foarte amărâtă, o soție a lui domnul Petre fără picior. Cei doi bătrâni se gândesc acum să facă economii din puținul pe care l-au pentru a-și plăti facturile lunare, astfel încât să nu mai ajungă iar la lumina lumânării.